un antrenor foarte bun. Fotbal foarte bun și jignit. Exact, și Sepia, Neagoie, ce a făcut acolo, lucru foarte frumos. Dar, repet, i-am văzut foarte frumos, rezultate. Foarte frumos atmosfera la Opera, minus acele injurii, care nu și-au avut locul pe o astfel de scenă, sau de pe o astfel de scenă să fie dat tonul la injurii, dar vedem și mi-amintesc de tine, Narcis, și discursul pe care l-aveai într-un matinal, când e foarte simplu pentru suporterii de Unvis să ajute echipa, dacă vor, să vină la meci, să-și cumpere abonament sau bilet și în felul ăsta se ajută clubul. Da? Acum vedem că la ultimul meci al sezonului, deși echipa a avut prestații foarte bune, tribune sunt mai degrabă goale, sigur, vacanță, sigur că pot fi spuse multe lucruri, dar parcă actualii jucători meritau... Parcă prea des căutăm scuze că nu sunt suport. Da, meritau jucătorii aceștia mai... Astăzi e ziua copiilor, nu mai poți să ai pretenția să iei... Păi măcar să fi fost mai mulți copii. Au fost copii în cantonamentul echipei naționale și aș vrea să vedem unele imagini, o inițiativă bună a Federației, să deschidă porțile pentru... Frumos. Pentru copii. 3-2 cu Chile, n-am apucat să discutăm, mă rog, a zis Decebal ceva, aveți aceeași opinie ca și Decebal? Bifat o victorie cu... El a fost mai sever, dar e adevărat că au fost multe lucruri negative, nu mai ne gândim cum am luat golurile, dar n-aș vrea să fiu prea critic, e important că am câștigat, pentru că atunci când construiești e important să ai cât mai lin drumul, dar suntem departe totuși de ceea ce ne dorim. Mă bucur pentru Contra, că își dorește foarte mult. E un om de fotbal căruia îi dorim cu toții succes. Mai ales că și succesul nostru, succesul lui. Dar din ce am văzut aseară, sau când a fost meciul? Am văzut aseară. Inclusiv faptul ăsta, că lumea a fost... A fost și la ora, a fost la ora 17. Pui la ora aia, da. Păi nu, dar e o victorie. Și în funcție de... Foarte bine ai punctat atașamentul suporterilor. E un lucru frumos. Asta spune, au fost foarte mult. Sperăm să fie și la Ploiești, nu Ianis, la meciul cu Finlanda. Acesta poate să fie mai relevant. Oricum e încă o victorie pentru... Asta e bun, când câștigi, a fi lumea să te însupărați că am câștigat. Marchează Budescu a fost... Nu, asta e, să câștigi meciul. Nu e important rezultatul, chiar dacă joci prost, sunt meciurile de calificare, dacă reușești... Acestea sunt imagini de... Iată imaginile astea. Iată, scuzați-mă, nu vă supărați. Și îmi place Budescu foarte mult. Bă, nene, scuzați-ne limbajul, dar eu cred că are cel puțin 4 kg în plus. Cu astea 4 kg în plus a dat o pasă cu Colcuiu și a marcat și un gol. Asta trebuie să slăbească. Asta e nivelul. Dacă da, așa e, pe așa. De altă parte, niciodată n-a fost un... Și cea mai bună șansă că e grav. Fit. Da. Uiți că după ce a dat Ianis un gol... Ți-a făcut semnul. Și mie îmi pare rău acum că n-a reușit să le dau jos acele kilograme. Și de Ianis am spus, dacă era cu supraponderal. Asta era, avea 2-3 kg în plus. Așa mi s-a părut și cred că scade din randament. Cum e? 100%, da, normal. Uite. Ce e peste un kg deja se pune. Mulțumesc pentru sinceritate. E adevărat, Budescu e un jucător super talentat. Bă, nene, ta echipa națională acolo e... În ce meci am avut noi un adversar așa și ne-am distrat la cu Israel. Cu Israel, nu? Așa, bravo. Dar tehnicuț. Tehnicuț, jucători de sală sunt o grămadă. În România nivelul nu este foarte ridicat, asta e adevărat. Mulțumesc. Eu am ieșit golghetul României în 2011, având 4 kg în plus, lucrurile mergeau și dădeam gol la fiecare etapă, pentru că eram relaxat, exact cum e cu Mihai la Buzărnescu acum. Când lucrurile merg și în interior ai o stare de bine... Financiar mai bine, asta e diferența. După ce am plecat la Timișoara, am ajuns în Bulgaria. M-au cântărit non-stop, am slăbit. Ai iar în Coreea de Sud am slăbit 10 kg ca să pot să stau 2 ani acolo. 10 kg? Da. Am jucat 10 kg față de ce ai plecat, față de ce am plecat la Timișoara, da. Uite-te la niște poze. Auzi, dar din ochi, așa, dacă te uiți la Budescu, cam câte kilograme? Perioada aia? Foarte bine, păi am dat 20 de goluri. Exact. Dar nu aveam cum, pentru că acolo era viteza mult mai mare ca la noi. Și mi-a fost foarte greu. Din cauza asta a trebuit să... Kilometric, cât a trebuit să vădească Budescu? Cine? Păi, cred că 3-4. N-ai văzut și Rusescu când a plecat la Sevilla? La fel, Rusescu când era în campionatul, l-ai prins la 10 ani. Era mai pe fost.
suntem jucători de execuție, sunt jucători de execuție care până la urmă se descurcă în momentul în care ritmul este mai scăzut, atunci când apare viteza este o problemă. Da, am văzut, dar și imaginile așa, e sportiv și om, burtă, toată lumea are, dar el e sportiv, e joc în echipa națională. Uitați-vă la o fază când cade, să vedeți cum se prăvolește așa, dați-o cu încetinitorul, să vedeți cum așa... O să dăm faze din meciul care stă să înceapă. Bine, acum nu facem, el e un băiat super ok, super jucător. La Dinamo la Secție, da. N-ai vreo remarca de genul ăsta, nu? N-am nimic cu el. Doar să urmări vreun jucător să prapondera la Dinamo sau la Secție. Și să nu ia capul... Da, așa mi s-a părut mie, observație pe care am simțit nevoia să o fac. Mergem, vedem meciul și ne întoarcem. Mai comentăm și la pauză și la final. Bun găsit tuturor, vă spune din Ștefan cel Mare, Andrei Tivilichi. Iată că am ajuns și la finalul play-out-ului. Etapa cu numărul 14 le aduce față în față pe Dinamo și Sepsis Sfântul Gheorghe. Dinamo și-a făcut treaba în această fază a campionatului, chiar dacă dezamăgirea provocată de ratarea play-off-ului a fost mare. Câinii sub comanda lui Florin Bratu au strâns rândurile și obțin multe victorii. Au etalat în general un fotbal foarte plăcut, un fotbal ofensiv. Dinamo este pe prima poziție, acolo va terminare 53 de puncte, în timp ce Sepsi stă bine, locul 3 cu 33 de puncte. Două echipe care nu mai au niciun obiectiv clar la această partidă, de aceea trebuie să vedem un fotbal bun, un fotbal relaxat al acestor formații. Din păcate, în tribune nu prea sunt mulți spectatori, aceasta este galeria lui Sepsi Sfântul Gheorghe și imediat vom vedea și componența echipelor. Florin Bratu, care are destule absențe, mizează pe următorul 11. În poartă este Vlad Muțiu. Pe linia de fund vor juca de la dreapta la stânga Corbu, Popescu, Dudea și Olteanu, Nistor, Malangu și Paliș la mijloc, Hanca, Popa și Peșici. Tripleta ofensivă. Dinamo vine după victoria de la Timișoara 3-1, în timp ce Sepsi a pierdut acasă cu Botoșaniul 0-1. A fost un derby, acela pentru poziția a doua în play-out. Eugenia Goe începe cu Nițul în poartă, Dalmau, Viera, Ghinga și Sato jucă în apărare, apoi Rodriguez și Petrovic în mijlocașii centrali, la partea dreaptă Tandia, în stânga tânărul Hamed, scoțianul Ross, în spatele lui Simonovski. Vom lua acum o scurtă pauză și ne vom întoarce cu lovitura de start a acestui meci din Ștefan cel Mare, Dinamo Sepsi.
de faimă, dincolo de tot ce înseamnă. Rău sau bun, toți acum într-un spre glorie. Nu e frică de nimic, cântăm cu toți în cor, îi așteptăm să vină o arenă plină pentru meciul lor. Ștefan cel Mare, în acest moment ies de la vestiare jucătorii celor două echipe. Puțin mai devreme v-am prezentat componența formațiilor. Astăzi de ziua copilului sunt foarte mulți puști în tribunele stadionului Dinamo. Încep să se facă auziți și suporterii dinamoviști. Aceasta este galeria lui Dinamo, destul de slab populată. Eluza Cătălin Hâldan. Fanii dinamoviști au avut ieri foarte o mare satisfacție. Echipa de handbal a lui Dinamo a reușit să câștige un nou titlu după ce a învins-o pe eterna rivală Steaua în meciul decisiv de la Chiajna. Vă spuneam, sunt două echipe liniștite, două echipe care și-au îndeplinit obiectivul în play-off, pentru că, evident, Dinamo avea alte gânduri la startul acestui campionat. Sepsi e o echipă care a avut destule probleme în sezonul de toamnă, dar lucrurile au mers foarte bine de când echipa a fost preluată de Eugen Neagoe. Dinamo are de luat o revanșă, pentru că în meciul tur din play-out a pierdut în Asuntul Gheorghe 0-2. Aceea a fost o întâlnire foarte frumoasă, foarte spectaculoasă, cu multe faze. A avut și Dinamo ocaziile foarte mari, dar portarul lui Sepsi, Nițul, a făcut un meci extraordinar. Tandia a fost eroul acelei confruntări, el reușind o dublă. Vedem rezervele celor două formații, ulstineri la Dinamo. Florin Bratu are la dispoziție pe Brănescu, Nica, Șerban, Ricardo Grigore, Longer, Florin Vasile și Gabriel Răducan. Danistor, capitanul lui Dinamo, Zvan Viera poartă banderola pentru Sepsi Sfântul Gheorghe, iată și brigada de arbitri. La centru va oficia Marian Barbu, Ionel Dumitru și Marius Badea sunt arbitrii asistenți. Salutul antrenorilor, vedem un experimentat, Eugen Neagoe. Florin Bratu a început bine, a început frumos această aventură, să spunem, antrenor în Liga 1. El a avut rezultate remarcabile la juniori, a reușit să resusciteze o echipă, la un moment dat, blazată, o echipă care, spuneam, suferise acea dezamăgire. Are dat plăcerea de a juca fotbal și jucătorilor cu experiență, dar și tinerilor pe care i-a promovat, număr foarte mare. Știi ce înseamnă să lucrezi, Florin Bratu? Știi ce înseamnă să lucrezi cu jucătorii cruzi? Așa,
cum să-i încarce pentru aceste meciuri din play-out, cum să-i motiveze, cum să-i pregătească și majoritatea au dat satisfacție. Începe chiar acum partida din Ștefan cel Mare dintre Dinamo București și Sepsi Sfântul Gheorghe. Mergem în partea stângă, la Olteanu, un jucător care a jucat pentru Sepsi în Liga a doua. Popescu pasează lui Dudea. Spuneam, sunt despre jucători indisponibili la Dinamo. Vorbim de fotbaliștii care și-au încheiat contractul. Echipa de din această seară, o minge scoasă pentru acest șut în blocaj. Este execuția lui Palici. Se dă lovitură liberă pentru Sepsi. Penedo, Romera, Cațicas și Luca Marici au încheiat contractele pe 31 mai, pentru că la vremea la care s-au încheiat aceste înțelegeri, aceste contracte, oficialii lui Dinamo erau probabil convinși că formația se va califica în play-off. Torje și Nemeț n-au mai făcut parte din planurile lui Florin Bratu în ultima perioadă. Duminică, un meci foarte important, finala Ligii Elitelor. Dinamo o va înfrunta pe Viitorul. Iar la prima echipă a lui Dinamo sunt mulți jucători care probabil vor evolua în acea partidă. Vorbim de Ricardo Grigore, Liviu Gheorghe, Alexandru Longher, Ion Gheorghe și Moldoveanu. Prezentat puțin mai devreme rezervele câinilor, Ricardo Grigore și Alexandru Longher se află pe bancă. Aruncare de la margine pentru câini. Repune Corbu, un jucător care a fost titular și în ultima partidă dintre cele două formații. Trimite lui Popa. 8 goluri marcat în acest sezon pentru Dinamo. Popa, el jucase 20 de meciuri la Botoșani și marcase o singură dată. Au știut dinamoviștii să-l pună în valoare în această perioadă pe Daniel Popa. Încă e un jucător tânăr, putem spune acest lucru, la 22 de ani. Încă mare lucruri de acumulat. Degajează Nițului, minge pentru Yasin Hamed. Mi s-a părut unul dintre tinerii cu evoluții foarte bune în play-out, Yasin Hamed. Jucător de numai 18 ani, Daisuke Sato aruncă. Minge respinsă cu capul în afara terenului de Corbu. Din nou filipinezul Sato. Primește Tandia, joacă din prima Petrovichi, dar Dinamo recuperează. Popa de viere pentru Dan Nistor. Revine în posesie Sepsi Sfântul Gheorghe. Agresivă la mijlocul terenului. Dinamo, lovitură liberă pentru oaspeți. Zilele trecute, Florin Bratu a fost invitat la emisiunea Fotbal Club și a făcut acolo declarații interesante. Spunea că m-am dus la Dinamo, mi s-a tras atenția că am probleme cu Dan Nistor și eu am spus, dar de ce? Păi o să vezi, mi s-a transmis atunci și uitați la ce nivel joacă Dan Nistor. Este și capitanul echipei. Am discutat cu el la început, i-am spus ce vreau de la el, l-am rugat să-mi transmită cum vede lucrurile, ce l-a deranjat, ce probleme a avut, ce s-a întâmplat și din acel moment Dan Nistor a devenit un alt om, o persoană foarte sinceră și de aceea uneori lumea spune că e prost de gură, declara antrenorul lui Dinamo. Pasă interesantă acum este poate Nițului, dar intervine capitanul Guzman Viera. Daisuke Sato, mingea nu a ieșit, Igorianul Viera, e doar celui Nițului. Tandia minge, asta apoi Ros, uitarea lui Corbu, este lovitură liberă, îl faultează pe marcionul Petrovi.
fac un avertisment verbal pentru fundașul dreapta al Roșilor. Cred că putea fi cu Albeni o intrare întârziată, mingea este jucată de Petrovic. E de bază în acest sezon, asta este Sfântul Gheorghe. Petrovic are 28 de ani, a marcat și un gol, va executa Tandia, spuneam, omul care a decis cu golurile sale. Partida tur din play-out, fotbalist extrem de interesant. La finalul acestui sezon expiră contractul cu Sepsi. Tandia pe poartă, mingea este boxată lateral de Muțiu, doar două meciuri a jucat în acest sezon Muțiu. Gorin, foarte bine a intervenit Mihai Popescu. Spuneam, ar trebui să ne așteptăm o partidă deschisă între două echipe care vor putea să joace fotbal ofensiv. Nu văd de ce Sepsi ar evolua pentru un rezultat, gândul la un rezultat de egalitate în această seară. Spuneam, Sepsi este pe locul 3, are 33 de puncte. Gazmetan este pe 4 cu 30 de puncte. Gazul joacă mâine în deplasare FC Botoșani, direct pe Digisport 1, de la ora 19. La egalitate de puncte, Gazul ar termina peste Sepsi, deoarece medieșenii au avut număr par de puncte la finalul sezonului regulat, în timp ce Sepsi a beneficiat de rotunjire. Repune Corbu, Dan Nistor, și ar putea să recupereze acolo Yasin Hamed. Rost șansă de contraatac pentru oaspeți. Petrovici așteaptă la lipta offside-ului Yasin Hamed, dar pasă-i slabă, a și alunecat apoi Yasin Hamed. Acum plecase pe un alt culoar. Am văzut unde i-a cerut mingea Yasin Hamed colegului său. Da, tot mâine se joacă meciul dintre Juventus și FC Voluntari, direct pe Digisport 2 de la 21:30. De la aceeași oră pe Digisport 1 va fi Concordia Chiajna, aceste polii Timișoara. Se dă bătălia finală pentru supraviețuire. Timișoara este în acest moment pe 7 loc retrogradabil, 24 de puncte, Voluntariul pe 6 cu 26 de puncte. Șanse mici pentru aceste polii să evite retrogradarea. Știți cu siguranță, locul 6 dă baraj cu locul al treilea din Liga Secundă. Pe acea poziție va termina Chindia Târgoviște. Spaniolul Dalmau joacă în spate pentru Nițuri. Corbo pentru Sergiu Hanca. Malangu, n-a fost cel mai bun control Simonovski și acum Petrovici, cei doi macedoneni de la Sepsi. Pase scurte ale oaspeților. Tandia, l-a găsit pe Simonovski, face pasă. Atunci când juca la juniori în Franța, Tandia a fost coleg cu nume uriașe. Popa, Titi, Condopia, centrare acum pentru Popa. Bine blocat atacantului Dinamo, Daisuke Sato. Cere un hands Hanca, mingea s-a oprit acolo și intervine asistentul care dă lovitură liberă pentru Sepsi. A fost un fault în atac. Nemulțumit Sergiu Hanca, care, spuneam, a reclamat hands aici. Mingea ricoșează, sare apoi Daisuke Sato. Mai repede, e vorba de o deviere acolo, de un ricoșeu. Dinamo într-o formă extraordinară, impresionant traseul în ultima vreme câinilor, 6 victorii consecutive. E o serie care a început după înfrângerea de la Sfântul Gheorghe, acel 0-2, apoi Dinamo a câștigat la Mediaș 3-2 acasă cu Botoșan 2-0, același scor în deplasare cu Juventus 4-0 la Chiajna, 2-0 acasă cu Voluntari și spuneam etapa trecută 3-1 la Timișoara. Iată multe meciuri în care Dinamo nu a primit gol.
dincolo de apetitul ofensiv impresionant, i-am arătat și o bună organizare în apărare. Se anunță însă o vară agitată pentru Florin Bratu și pentru mâncătorii lui Dinamo, pentru că, deci am înțeles, nu va exista buget de transferuri. Se vor întoarce mai mulți jucători la Dinamo care sunt notați în această oră. Doi dintre ei joacă la Chindia Târgoviște, despre care am vorbit mai devreme. Ciobotariu și Nei Cățescu. De asemenea, Florin Bratu spunea că este cu ochii și pe Târcoveanu, jucător pe care îl place. Târcoveanu evoluează acum la Gaz Metan Mediaș. Iată pas în colțul careului, dată de Nistor, vine centrarea pentru Hanca, minge întoarsă în jocul suprafeței de pedeapsă, respinge de acolo Petrovici. La Dinamo a semnat deja un jucător acum câteva săptămâni pe Dean Sorescu, la listă rapid de bandă, care joacă la ASU Doi Timișoara, Liga 2-a, alcat Olteanu. Minge ajunge la Peșici, Mei Malangu, îl trage de la acea distanță, sudafricanul, primește Corbu. A încercat o pasă din prima, da, Nistor a căutat un 2 pentru al treilea, vizat de pasa lui Nistor, era Sergiu Hanca. Suntem în minutul 12, continuare 0-0, Dinamo Sepsi, fără ocazii. Ginga, folosit astăzi pe postul de fundaș central, cam în toate meciurile, în majoritatea meciurilor din acest sezon a Sepsi, l-a jucat la mijlocul terenului. Lipsește în continuare Opșivaț. Ursu este pe banca de rezerve, s-ar putea să aibă ceva probleme medicale. Ursu faultat Daisuke Sato. Sato nu a jucat etapa trecută, a fost indisponibil din cauza unei suspendări la meciul FC Botoșani. Atunci Ursu a ieșit de pe teren accidentat. S-a înălțat Yasin Hamed, dar la această oră o analiză, cred că am avea trei forțe ale campionatului bine conturate, favorite certe pentru play-off. Vorbim de campioana CFR, de vicecampioana FCSB, de Craiova, câștigătoarea cupei. În rest, rămâne de văzut, pentru că nu știm ce se va întâmpla la Astra. Să vedem care vor fi ambițiile la viitorul. Normal și viitorul se va lupta pentru play-off, dar spuneam, sunt trei echipe puternice, așa se anunță și în sezonul viitor. În rest, lupta este deschisă pentru play-off și Dinamo va avea cu siguranță șansele, așa cum cred că va avea și Sepsi. Acum au arătat lucrurile în
a doua parte a sezonului, jucători de calitate transferați, jucători buni sau foarte buni pentru nivelul ligii întâi. Sepsi, o echipă care are parte de o susținere importantă din partea fanilor la meciurile de pe teren propriu. Stadionul este plin cam la fiecare partidă. Există liniște financiare, iată o pasă pentru Tandia, Tandia și o intervenție a lui Mihai Popescu. Nimic pentru Sepsi în această fază. A fost bună pasa în adâncime pentru Tandia. A, se dă până la urmă lovitură de la colțul terenului. Bate puțin vântul în capitală la această oră. Sunt vreo 25 de grade. A fost foarte cald în București astăzi. Centrarea lui Tandia, mingea este respinsă de Sergiu Hanca. A, revin la discuția de mai devreme și Botoșaniul. Imaginez că avea ca obiectiv play-off-ul. În această zonă a fost foarte, foarte aproape. Daisuke Sato. De la Ginga, mingea ajunge la Usman Viera. Pasă aiurea pentru Simonovski. Foarte puține baloane atins până acum în primele 16 minute. Atacantul de 26 de ani al lui Sepsi, Simonovski, are 3 goluri marcate. Orbo merge înaltă. A văzut de tent al lui Daniel Popa. Pasă lungă a lui Daisuke Sato. Ros, se vede acum trece de Popescu. Din nou lovitură de la colțul terenului. Cescoțian, are 26 de ani, a evoluat și pentru Inverness. Meciurile pe care își până acum, meciurile pe care am văzut ale lui Ros, pe mine cel puțin nu m-a impresionat, n-a arătat lucruri ieșite din comun. În general, rezervă a Sepsi. Primul său meci din postura de titular. Bate Tandia, merge în marginea careului de 6 metri. Petrovici, foarte frumos, se levită pe Dan Nistor. Preluare nereușită al lui Zuman Viera, Daisuke Sato acordă out. Ești pe fază? Streaming live peste 170 de pariuri pe meci și opțiune de cash out. Betano.com. Jocul începe acum. A aruncat Corbu, deviera lui Hanca, este respinsă de Ginga. Dintre cele două formații a jucat aici pe 21 august. Dinamo a câștigat 1-0. Marca Hanca din lovitură de la 11 metri. Vedem această fază. Faultat Popa. Apoi Dinamo a câștigat în deplasare cu Sepsi un meci jucat la Brașov pe 4 decembrie. Nemeț Nedâlcearu și Salomao am scris. Nemeț și Nedeceanu, știți, cu siguranță nu mai fac parte lui Dinamo. Pe Nedeceanu l-am scris titular în amicalul câștigat de România cu Chile. Să n-a făcut o partidă senzațională. A marcat și Nemeț pentru Naționala Slovaciei. Centrarea lui Dan Nistor. Ștearsă cu capul scoțianul Ros. Olteanu, execuție greșită. Tandia, care nu
flancul drept. Tușă, favoarea lui Sepsi. A reușit să ducă mingea care o advers până acum, cele două formații. N-au profunzime, n-au incisivitate. Andia e genul de fotbalist care poate da profunzime jocului. Aici încearcă o pasă pentru Simonovski. Probleme acolo în apărarea lui Dinamo. Au de poartă. Olteanu n-a fost foarte sigur, dar până la urmă a ieșit bine. Dinamo, repunere scurtă. Vlad Mățiu. Mai jucat la Vâlcea, mai jucat și la Fumați. Sub formă de împrumut, acest goalkeeper, în vârstă de 23 de ani. Dodea. Către Malangu. Această pasă pe care o dă Malangul lui Sergiu Hanca, recuperează Daisuke Sato, pressingul lui Popa Ginga, scoate balonul din acea zonă, Simonovski, foarte iute, Malangu. Dar are atacul, Sepsi, Almau, Tandia, îi ajunge apoi la spaniolul Alex Gurin. Încerca o deviere. Hanca. 6 goluri marcate în acest sezon de Sergiu Hanca. Centrarea lui Corbu, bună poziționarea lui Guzman Viera. Dan Nistor. Nistor și Viera jucat pentru Pandurii Târgu Jiu. Venit peștiat gaze lacrimogene pe stadion. Știți probabil, asociația Peluza Cătălin Gludan a lansat programul acela Socios la Opera Națională din București. Și aflăm de la oficialii dinamoviști că această echipă nu va mai juca partidele de acasă în 11, în urma unei trageri la sorți. Unul dintre membrii programului va fi desemnat al 12-lea jucător. Acesta va împăși alături de echipă pe teren și va insufla jucătorilor tot ceea ce suporterii își doresc de la ei. Va simți emoțiile dinaintea unui partid oficial și va realiza cât de diferit se trăiește o asemenea clipă în funcție de locul pe care îl ocupi în stadion.
Astăzi Rocosu este un suporter din Târgoviște. Un text care a fost furnizat de departamentul comunicare oficerul de presă originală. Să vedem ce va ieși din acest proiect Socios. Pentru că în România până acum astfel de inițiative n-au avut succes. E un contraatac al lui Sepsis Sfântul Gheorghe. Ros se oprește la mijlocul terenului. Pasează apoi lui Alex Dorin. Sinhamed, Aisuke, Sato, mingea a ieșit din popa. Această minge Dudea a fi out pentru Sepsi. Da, în urmă se vede multe momente. E un meci de vacanță. Jucătorii așteaptă finalul acestui sezon. Tandia vine pasa pentru Daisuke Sato. Corbu rapid, Corbu a reușit să respingă balonul. Apar mai degrabă cu gândul la vacanță jucătorii. Așteaptă finalul sezonului pentru a se relaxa, pentru a se deconecta. Și încărca bateriile. Noi sperăm să ne oferi ceva fotbal în această seară. Înțelegem că analizezi meciul și acționezi imediat. Pariază pe următorul gol, următorul corner, următorul cartonaș și închideți pariul când vrei. Pariază live pe Unibet. Revedem acea lovitură de la colțul terenului. A fost o lovitură liberă pentru Dinamo. Intrăm în ultimul sfert de oră al primei reprize. Palici aruncă această minge lui Pešić. Din nou Palici, dar ce bine se repiază Tandia, neatât făcând ambele faze pe decarul lui Sepsi. Uzman Viera sub presiune, dar două pasă precisă pentru Yasin Hamed. Sepsi are jumătate de echipă în terenul lui Dinamo la acest atac. Ros cu capul pentru Simonovski, dar e o acțiune eșuată a oaspeților. Opa! Sprijinit de Dan Nistor, Aisuke Sato
Da, de apărat se apără foarte bine cele două formații defensive precise, ermetice. Liniile de atac lasă de dorit, ele trebuie să producă mult mai mult. Construiește echipa lui Neagoe. Ginga întoarce acest balon pentru Nițuli. Ternică degajarea golkeeperului de la Sepsi, Yasin Hamed. Ascucacul Ros Petrovichi. Asta din prima. Băieții lui Neagoe. Dinamo stă bine în teren. Să vedem dacă vor face progresie. A spețit Tandia undeva la 30 de metri. Ar fi să joace între linii, dar a fost intervenție excelentă a lui Dudea, lansat acum, Popa trebuie să ia faza pe propriu, n-are sprijin, Popa șutează, dar mingea este blocată, să spunem o semi-ocazie pentru Dinamo la această fază, s-a adus de unul singur către poartă Daniel Popa. Popescu, Yasin Hamed, Tandia, o bicicletă, trage cu stângul, dar mingea nu ajunge până la poarta lui Muțiu. Da, Tandia cred că are potențialul pentru a fi cel mai periculos jucător în această seară lui Sepsi. Cearcă să se facă auziți pe stadion și suporterii lui Sepsi. O semnalizare de la margine pentru fault în atac. Iată pe Yasin Hamed într-un duel cu Olteanu. Corbu pasează în centrul defensivei până la Dudea. Palici. Mulțumit și de Palici. Florin Bratu. Prestațiile sale, de felul în care se antrenează. Un fault clar de cartonaș galben. Alex Gorin este avertizat. Să se depășit jucătorul spaniol. Simțea că poate fi pericol pentru poarta sa. Echipei sale și apelat la acel procedeu neregulamentar, el pierduse mingea, atât cum îl trage pe Palici. Nu vedem nici șuturi pe poartă deocamdată. Alți știri foarte interesante pe site-ul nostru, pe digisport.ro, unele dintre ele legate chiar de Dinamo. Mâine o să vedeți o surpriză, sper eu, plăcută pentru toți susținătorii Dinamo Vinj. Va fi o surpriză, nu vă pot dezvălui mai mult. A spus Ionel Dănciulescu înaintea partidei la Digisport.
Guzman Viera pătrunde în terenul lui Dinamo, dar pasa este înapoi. Pierde duelul aerian Dudea. Palici. Încearcă Dinamo prin construcție să ducă mingea la poarta lui Nițuli. Hanca liber, Meimalangu urcă și Corbu. Într-o bucată Hanca, la fel joacă și Corbu. Testează Eugen Neagoe. Ar fi putut o ruptură liberă, dar iată că se liniștește repede și dă mâna cu arbitrul de rezervă. Este vorba de Iulian Călin. Tandia, Simonovski, tot pentru Tandia vine pasa, dar e un serviciu prea puternic. Da, și aici a suferit jocul celor două echipe la capitolul ultima pasă. Rare ori am văzut fotbaliști în situație de finalizare. A fost mai devreme pe acea acțiune Daniel Popa. Mingea a fost blocată atunci când Popa a șutat. A fost nevoie de o intervenție a lui Nițuri, bine protejat de fundașii săi, golkeeperul lui Sepsi. Palici cere mingea Pešić, noarul lui Dinamo, îi trimite apoi lui Malangu. Din nou creează un zid în fața propriului careu cei de la Sepsi. Corbu centrează ieșirea lui Nițuli. Nereușită Hanca, dar balonul ajunge până la urmă în brațele lui Nițuli. Nu e un portar cu talie. Asta ar fi principala problemă pentru Nițuli. E un golkeeper cu reflexe bune și a demonstrat-o în partida tur din play-out. Portar de linia porții. Petrovici. Tandia de multe ori pleacă în linia a doua, iar din linia a treia încearcă să inițieze acțiuni undeva de la centrul terenului. Așa, în serios, numărul pe care îl poartă pe tricou, 10, încearcă să creeze foarte mult Tandia. Anistor evită frumos doi adversari. Nistor centrează pentru Popa, dar ia Tendinga și trimite cu capul în corner. Într-un astfel de meci atât de echilibrat, fără ocazii, între două echipe care nu reușesc să producă mare lucru când vine vorba de construcție, de atacurile poziționale, aceste faze fixe ar putea să cântărească decisiv. Tare cu efect al lui Nistor Popescu. Iată că vedem totuși o reluare pe poartă. Are o minge ușoară pentru Nițuli. Rămâne liber la colțul lung Mihai Popescu. Se eliberează din marcaj, însă nu reușește să plaseze mingea. Respinsă Corbu, Malangu, Hanca. Asta pentru Dan Nistor. Să paseze înapoi. Angajare greșită al lui Nițuli, care are un dialog cu Dalmau. Dinamo!
Bine, dar mama avea adversar pe el, a vrut să riște. Ce a întors balonul. Mai ales că era destul de aproape de propriul care putea să iasă o fază periculoasă pentru dinamoviști. Simonovski, arbitrul vede un fault, arbitru liberă pentru cei de la Dinamo. Îl vedem în imagine și pe fostul dinamovist Stelianu Filip. A venit să-și vadă foștii coechipieri, actualmente jucătorul lui Hajduk Split. O centrare a lui Vlad Olteanu. Minge revine. Încearcă să câștige acel duel Beșici. Dar va fi o repunere din colțul careului de 6 metri. Da, două echipe fără soluții, fără inspirație în momentul în care atacă. Și la final aveți un DigiSport special. Așteaptă Dan Filotti alături de invitații săi. Ros combină cu Tandia. Dalmau, Petrovici o pasă la firul ierbii. Simonovski șutează, dar s-a opus Dudea. A fost o minge cu efect, care a respins-o în out Ghinga, certat de Eugen Neagoe, clar că nu așa a vrut să trimită Sebastian Ghinga. Să vedem dacă arbitrul va acorda un minut suplimentar pentru această primă repriză. Palici centrează și va fi nouă lovitură de la colțul terenului. Probabil ultima șansă pentru Dinamo de a marca prima parte a meciului. A executat Palici, nu mai face Dan Nistor. Minge la colțul scurt, respinsă de Petru Vichy. Olteanu, Palici, va centra Olteanu pentru Popa. Nu a ajuns la acel balon, a trimis apoi cu capul Peșiș Dan Nistor. Da, cred că e o fază de la care Dinamo putea să obțină mai mult. Palici cu o centrare catastrofală. Ultimele 30 de secunde, a fost arătat un minut suplimentar. De prima repriză în Ștefan cel Mare. N-am avut ocazii mari. 0-0 între Dinamo și Sepsi. Urmează DigiSport.
Orgolii și eu cred că doresc... meci de orgolii al antrenorului. Antrenorul, da. Sau, da, sau... poate la pauză, acum să... Sau, da, au fost două stânci așa. Așa mi s-a părut. Sec. Seamănă ca ultima zi de pregătire, când faci un amical și apoi pleci acasă. Cam așa. Sperăm să nu fie bătăile aferente. Măcar atât. Problemul e și de înțeles. Au avut un parcurs foarte bun și deja s-a consumat energia. Dar nici măcar nu sunt ingredientul acela al tinerilor care ar vrea să demonstreze ceva. Tinerii sunt ținuți pe bancă, am explicat înaintea meciului de ce. Duminică de la ora 11 pe stadionul Nicolentina va avea loc finala Ligii Elitelor sub 19 ani, rezervată juniorilor sub 19 ani. Dinamo întâlnește Viitorul, reeditarea finalei de anul trecut și foarte mulți tineri jucători sunt menajați de Florin Bratu. Ianis, ție cum ți s-a părut? A fost o primă repriză slabă. Dacă ar fi fost presiunea rezultatului, să spun așa, am fi găsit o scuză, crezând că una dintre echipe ar avea nevoie de un punct sau trei pentru a se salva sau a câștiga un loc mai bun în clasament. Dar așa nu am nicio scuză, pentru că până la urmă noi așteptam cu toții să vedem un fotbal de calitate și nu am văzut absolut nimic. Da, tu zici, tocmai ne așteptam eliberați fiind de griji. Au un gazon verde, totul e ok, vremea e cum trebuie, spectatori nu sunt foarte mulți, dar până la urmă de plăcerea fotbalului, măcar să joci. Am o informație de ultimă oră, proaspăt. Că până la tot se va duce. Ianis, cum a schimbat Decebal partea imediat. Vorbeam noi de meci, ne gândeam ceva. Adevărat că despre meci nu prea era mult. Interesant. Fie și Edi, dar astea s-a informat. Eu știu că și cu Marius Mudică prin intermediar s-a discutat. A, sigur s-a discutat. Păi, că l-au vrut la un moment dat. Când eu, se spune că a avut o piedică din punct de vedere politic și Mudică. Nu știu că... Nu știu dacă e așa sau dar ce puțin așa s-a discutat. Și acum a apărut varianta asta Pițurcă. Car că am mai... El e în partidul poporului, deci nu e. Și mă zic că nu... Da. E plăcut tuturor, nu cred da. Că da, da, corect, așa. Și eu chiar mă gândeam la versiunea asta, că ar fi fost isteasă treaba cu Dan Petrescu, un antrenor foarte rigid, ai câștigat campionatul, e în regulă. Bine. Ce faci acum? Pe cine aduci? Că toți se gândesc. Și e și șumodică, bă, a câștigat campionatul, eu ce pot să fac mai mult aici? Trebuie să fac cel puțin asta, știi? Da. Și poți să o dai cu Șumudică, e un foarte bun antrenor, dar și discutăm mai mult după de...
Vedem niște faze mai adevărate de fotbal, niște ocazii sau niște goluri, dacă se poate. Nici o șansă clară de gol în primele 45 de minute, câteva situații, să spunem așa. Nici o modificare. În continuare Dinamo cu Muțiu în poartă, apoi Corbu, Popescu, Dudea, Olteanu, Nistor, Malangu, Palici, Hanca, Popa și Peșici. Formația lui Eugen Agoe cu Nițuli, Narmau, Viera, Ginga, Sato, Gorin, Petrovici, Tandia, Ros, Hamed și Simonovski. Prima posesie în această repriză ne aparține oaspeților. La Sepsi, să spunem că Tandi a mai mișcat până acum, dar nici el nu a avut ocazii, a avut realizări. O deviere a lui Simonovski, gestă respinsă de Dudea. Iar apoi execuție cu călcâiul Dalmau. Thank you.
Deci ajunge la Palić. A încercat pasa lungă pentru Popa. Îl preferă pe Corbu. Anca. Mi s-a părut că s-a încurcat puțin în minge, totuși i-a pasat lui Nistor, care face semn, îi face un semn lui Malangu. Avansează Olteanu, de neînțeles însă execuția fundașului stânga de la Dinamo. Amintesc, mâine se joacă Botoșan Gazmetan pe Digisport 1 de la ora 19, iar de la 21:30 avem două partide. Pe Digisport 1 este Concordia Timișoara și Juventus Voluntari de la 21:30. Dalmau, întâmpinat de Olteanu, se apără acolo și Pešić, Alex Gorin. Pasează pentru Osman Viera la mijlocul terenului. Dalmau, Viera, faultat de Popa. A executat acea lovitură liberă Alex Gorin Rodriguez. Daisuke Sato. Da, două formații care n-au reușit să se surprindă una pe cealaltă până în acest moment. Dalmau, balon în adâncime, intervenția lui Olteanu, a vrut să limite, să dea mingea pe lângă adversarul său. Dalmau, Ros, a recepționat balonul Gorin, dar am văzut foarte multe pase de acest tip. Mingi întoarse. Puțini jucători și-au asumat verticalizările. Osman Viera ferindu-i mingea lui Nițuli. Angajarea îl caută pe Simonovski. Petrovici păstrează posesia pentru Sepsis Funtu Gheorghe. O posesie prelungită a celor de la Sepsi. Vine această pasă eronată a lui Alex Gorin. Dan Nistor pasează pe jos. Popa prea îi rămâne balonul în spate lui Popa. În apropiere se afla și Pešić, dar aceea nu a fost o pasă, o încercare de pasă a lui Popa. Olteanu, Nistor centrează cu piciorul stâng. Dan Nistor minge înaltă. Popa, 6 metri în gura porții. Era Sergiu Hanca. Dinamo cu apărarea în mijlocul terenului la această fază. Simonovski, duel umăr la umăr cu Mihai Popescu. Foarte bine s-a descurcat acolo fundașul dinamovist. E cartonaș galben în această fază pe care îl vede Simonovski. Prima repriză, Gorin a fost avertizat. Jucașul oaspeților. Deci motivul această intrare urâtă, intrare întârziată. Lovitura liberă este executată de Antun Palić. Bate undeva la 7 metri de poarta lui Nițului. A boxat golkeeperul oaspeților Tandia. Este faultat de Vlad Olteanu. Știa Tandia că va veni acea intervenție din partea lui Olteanu. Vedem această acțiune cu o intervenție foarte bună a lui Usman Viera. Nițuli, e fault în atac. Fault făcut de Antun Palić. Pare că l-a lovit în cap pe portarul Nițuli.
reușise să pună mâinile pe minge. Mițuri cu o reloare. În ce moment ciupește balonul Palici. O înfrângere a suferit Dinamo în acest play-out. Pe propriu cu Juventus. Mare surpriză. Și acea partidă de care am tot revit la Sfântul Gheorghe. 0-2. În rest, Dinamo a obținut 11 victorii. Niciun rezultat de egalitate. Este singura echipă din play-out care nu a bifat nicio remiză. Are în continuare probleme Nițului, se resimte. Lovitura pe care a primit-o. Dar va continua meciul. Cred puțin așa cred. Sepsi cu 6 victorii, 5 rezultate de egalitate și 2 eșecuri. A pierdut acasă cu Concordia 0-2 și etapa trecută tot pe teren propriu cu Botoșanul 0-1. A ajuns însă la filipinezul Daisuke Sato. La un moment dat era singurul filipinez din Europa. Imediat va începe și superamicalul dintre Franța și Italia, direct pe Digisport 2, ora 22. Duminică avem meciul decisiv din play-off-ul, Ligia 4 dintre Steaua și Rapid, direct de la 20:30 minute pe Digisport 1, se va juca pe Arena Națională. Obține Sepsi, nouă lovitură liberă. Destul de fragmentat jocul în ultimele minute. Mau. Cerea balonul ros. Yasin Hamed a încercat să-i transmită acea minge scoțianului. Iese din dispozitiv Usman Viera. Out pentru Dinamo. Ivan Fiolov nu face parte din lotul lui Sepsi pentru această partidă. Deci Hodnoghi a fost convocat. Probabil Florin Bratu va băga până la finalul meciului jucătorii tineri pe care i are pe bancă. Mă refer la Vasile, la Răducan. Există și varianta Longer. La Nistor, în fața careului, trage Nistor, minge este respinsă. Tandia, un bun control al balonului. Tandia colțit, reușește să dea drumul la balon și iarăși se aude fluierul arbitrului. Usman Viera. Dalmau. Insistă Pešić, ajutat și de Dan Nistor. Alango. Salutat și a pierdut acel duel cu Simonovski. A fragmentat în continuare jocul. Multe faulturi. Dinamo,
primește spatele, dar nu s-a desucat acea situație. Ros pasă din prima. Mihai Popescu a avut câteva intervenții până acum. Fundașul central al lui Dinamo. Daisuke Sato ratează acea deviere. Yasin Hamed, au fost foarte multe execuții greșite, nesincronizări. Simonovski, ar merita aplauze Dudea pentru felul în care s-a apărat în această fază. Anistor a fost în partea stângă pe Pešić. Mingea a fost interceptată de Dalmau. Tandia. Iar balonul fotbaliștului Eugen Neagoe. Alangu. Popa încearcă să îmblânzească acea minge. A vrut să-i paseze cu capul lui Pešić. Continuare, mingea dusă foarte, foarte greu cele două careuri. Usman Viera. Alex Gorin, Ginga. Nu e foarte agresiv pressingul lui Dinamo. Iere pentru Simonovski, ce bine prea spre poartă, trage apoi departe. Ești pe fază. Streaming live peste 170 de pariuri pe meci și opțiune de cash out. Betano.com. Jocul începe acum. Păcat de acea preluare pe care o făcuse Simonovski pe direcția de alergare. Sunt probleme medicale pentru Ginga. Să vedem dacă va fi înlocuit Sebastian Ginga. Vereș va intra pe teren la Sepsi, jucătorul cu numărul 99. Cel schimbat este Yasin Hamed. Vereș are 18 ani. Jucător care a adunat 56 de minute în acest sezon, în 4 meciuri, niciodată nu a fost titular. E un atacant născut chiar la Sfântul Gheorghe. Iată pe Yasin Hamed. Astăzi n-a făcut un meci extraordinar. E greu să remarcăm pe cineva. În apărare, cum spuneam, oamenii și-au făcut treaba. Poate că e nevoie de sânge proaspăt, nevoie de lup tineri, să spunem, aici în fieful câinilor, pentru ca acest meci să capete o altă față. Ross a ieșit cu tot cu minge în afara terenului. Olteanu, să vedem când va muta și Florin Bratu. Am intrat în ultima jumătate de oră. Usman Viera
pasa lui imprecisă. Mingea nu a ajuns nici la Vereș, nici la Simonovski. Are o nouă întrerupere. Probleme pentru Usman Viera și pentru Daniel Popa. Popa s-a ridicat deja, dar merge șchiopătând. Deci revine și Viera, un fotbalist puternic. Dalmau, un fășcător al Barcelonei. Pereș. Acum Alex Gorin. N-a fost nimic neregulamentar, n-a fost faul la acel duel dintre jucătorul Sepsi și Mei Malangu. Corbu. Alici nu a fost însă o pasă comodă, n-a dat pasa ideală acolo, Corbu pentru Antun Palici. Pesic, jucător care a arătat că are, execuții bune când a venit la Dinamo și finalizări și pase. Iată la minge pe Pesic, centrează Popa cu capul, prea moale însă reluarea lui Popa. Asta e o ocazie bună de gol, la ce am avut sau la ce nu am avut până acum, e chiar ocazie mare. Centrarea lui Pesic pentru această execuție cu pământul a lui Popa. Intervenția lui Olteanu, Petrovici. Mingea pleacă dreapta la Dalmau. Ros. Ros reușește să treacă de Dan Nistor. Minge pe 16 metri. Vereș, Ros. Petrovici ar fi trebuit să urce, cred, mai mult. Daisuke Sato, centrare fără perspective a filipinezului. Cred că sunt destui jucători în acest moment pe teren care ar fi mulțumit dacă arbitrul oferea acum finalul partidei. Clar că le lipsește cheful. Pare rău să spun asta, dar așa stau lucrurile. Avansează Corbu. Palici cere Nistor, iată-l pe capitanului Dinamo, dă din prima. Corbu, Nistor în spatele său era Palici, neînțelegere însă între dinamoviști, dar ajunge la Pesic, ofentă, centrare cu dreptul, alargă Sergiu Hanca și reușește să țină mingea în teren, centrarea lui Corbu, să se depășită, Petrovici se luptă bine, Popa și se vede, nu e penalti. Nu e penalti la acea cădere a lui Dan Nistor, care protestează vehement și se alege cu un cartonaș galben. A, există un contact clar la intrarea lui Sebastian Ghinga și atât reacția nervoasă a lui Dan Nistor. Contactul s-a văzut. Nistor a luat galben nu pentru simulare, ci pentru proteste. Centrarea lui Corbu, prins între doi adversari. Pesic. Bine a recuperat acea minge Dan Nistor, foarte atent legarul lui Dinamo. Parcă începe să apese accelerația formația lui Florin Bratu. Malangu prea
pe piept, Corbu, se pătrundă în careu, dar a scăpat mingea în afara terenului. Deviază Vereș pentru Tandia. Respinge Corbu. Activ în ultimele minute. Fundașul dreapta al lui Dinamo. Palici. Pleacă Popa. Care este Pešić. Trece Popa. Concentrează. Prea tare, să imprecis pentru Pešić. Imediat și-a pus mâinile în cap Daniel Popa după această execuție pentru Pešić. O intrare la minge a lui Malangu. Încerca să-l blocheze acolo în tușă pe Vereș. Se dau pentru Dinamo. Nistor, Olteanu. Merge în spate pentru Mihai Popescu. Nistor, majoritatea paselor lui Dan Nistor a fost din prima. Centrarea lui Hanca, dar era căzut Popa. Era căzut în careu, în vârful dinamovist. Lovitura de la colțul terenului. Și așează mingea într-un palici. Intrare în careul mic. Mingea se scurge în afara terenului. Nițul îi acuză, cred, o lovitură. A fost un contact cu Dudea. Spuneam, Dinamo n-a făcut niciun egal în acest play-out. Intrăm în ultimele 20 de minute și scorul este același ca la începutul partidei. Andia deposedat de Nistor, dar intervine foarte bine Petrovici. Sepsi s-a văzut puțin în atac pe pauză, dar aici are o șansă bună dacă mingea lui Dalmau ar fi ajuns la unul dintre coechipierii săi din suprafața de pedeapsă. Încă un balon care intervine foarte bine Petrovici. Putea să iasă pe contraatac Dinamo. Nistor, ținut de Dalmau. Prea Malangu, presat, faultat de Vereș, cartonaș galben. O ținere din spate a tânărului jucător care a intrat acum câteva minute. Ai decizie corectă. Galbene până acum în tabăra oaspeților, Gorin Simonovski și Vereș. Nistor a văzut cartonașul galben de la Dinamo. Iese Simonovski și intră Felipe de Oliveira. Au mijlocaș lateral în locul unui pivot. Acum cel mai avansat jucător al lui Sepsi este Vereș. Asta e interesant, acolo pe care a încercat-o Palici, pasă la interior. Degajarea lui Daisuke Sato. Salutat Vereș cu Mihai Popescu. Pare bine legat, pare destul de puternic tânărul Vereș.
Reșic, Malangu, recunoscut pentru accelerările sale, pentru plecarea sa de pe loc. Iată-l pe Malangu, centrând corner. Aș spune unul dintre jucătorii constanți, cei mai constanți jucătorii ai lui Dinamo din ultimele sezoane. Tenistor Palici, mingea ajunge apoi la Popescu, părul nepregătit Antun Palici. Mingea ricoșează apoi din șeptarul dinamovist la Mihai Popescu. Fază întâmplătoare, cu puțin noroc putea să înscrie Dinamo aici. Respinge Simonovski, Petrovic, încerc scuze, Simonovski, evident, nu se mai află pe teren, a rămas un singur macedonean la Sepsi. Vine o pasă bună aici pentru Tandia. Tandia evaluează posibilitățile, îi pasează lui Ross, scoțianul trage peste poartă. Notăm o șansă și pentru Sepsi Sfântul Gheorghe. În acest minut 73. Parcă e mai vie. Repriza a doua. Olteanu. Pasă la întâlnire pentru Dan Nistor. Ajunge înaintea lui, totuși. Guzman Viera. Dudea. Mă gândeam că anul trecut, ultimul meci al sezonului, Dinamo avea șanse matematice la titlu, a jucat cu trofeul pe masă, e adevărat. Era nevoie cam de o minune pentru ca Dinamo să cucerească trofeul, dar din punct de vedere matematic, Dinamo era în cărți. Era ultima etapă a play-off-ului, evident. Iată, va termina pe prima poziție, dar în play-out. E rușinos pentru Dinamo că a ajuns aici, a spus mai multe rânduri Ionel Dănciulescu, Sergiu Hanca, centrare! Nici Peșii și nici Popa n-au avut șansa de a lovi acea minge, de a ataca centrarea. Tandia, spunea, mare calitate tehnică bună. Valis, căruia nu este frică să dribleze. Nu e frică de minge. Ros. Petrovici lasă lui Tandia. Sășnise Dalmau, spaniolul. Dar iată o intrare foarte hotărâtă a lui Olteanu. A fi corner. Foarte, foarte decis. Fundașul dinamovist. A face schimbare și Florin Bratu. Centrarea lui Tandia. Era pentru Guzman Viera acea minge. Respinge Mihai Popescu. Petrovici, mi s-a părut exact, destul de precis acolo, la mijlocul terenului. Petrovici, superb, trece aici Tandia. Ros, minge este respinsă de Dudea. Și atenție la acest contraatac al câinilor cu Dan Nistor, pasându-i lui Peșici. Pleacă pe diagonală Peșici! Oh, ce finalizare a lui Peșici! Înțelegem că analizezi meciul și acționezi imediat. Pariază pe următorul gol, următorul corner, următorul cartonaș și închideți pariul când vrei. Pariază live pe Unibet. Dinamo a ratat o mare ocazie.
prin Pešić, făcuse lucrurile perfect până în momentul ultimei execuții. A tras cu stângul pe lângă poartă, certat apoi de Popa, care era în gura porții, însă nici o clipă nu cred că Pešić a vrut să-i paseze, s-a gândit la o pasă pentru Popa în niciun moment. Gabriel Răducan va intra pe teren. Noi îl urmărim pe fostul lui Chelsea, Felipe de Oliveira. Tandia deposedat de Palić. Intervenție bună, importantă, aș spune, lui Antun Palić. Dar repet, e mai mult fotbal. Repriza a doua. O execuție greșită, piciorul stâng al lui Pešić. Și acum va fi introdus pe teren jucătorul cu numărul 36, Gabriel Răducan. A ieșit Popa. Îmbărbătat de Florin Bradu, probabil supărat în continuare Popa pe colegul său Pešić, care nu i-a pasat mai devreme. Iată încă un tânăr pe care îl vedem evoluând la Dinamo, acest Răducan, Dan Nistor, Palić, pentru Malangu, în dreapta este Hanca, cum urcă și Corbu. Nistor, a vrut bine acolo Dan Nistor, pentru Corbu recuperează Dinamo, Hanca, centrare! Dacă mingea ar fi ajuns la Răducanu, probabil am fi asistat la deschiderea scorului. A fost o intervenție esențială a lui Ghinga. Vorbim de un jucător, acest Gabriel Răducanu, care are numai 17 ani. Centrare cu efect, Nițuli o respinge departe. Un voleu apoi al lui Dan Nistor. E un jucător care lovește bine mingea cu ambele picioare. Insistă Dinamo în atac, chiar că vrea victoria în echipa lui Florin Bratu. Acest ultim meci în fața propriilor suporteri. A încercat o recentrare Antun Palić, față în față cu Usman Viera, croatul, este faultat. Execută Palić. Era foarte mulți jucători acolo. O nouă fază fixă pentru Alb Roșii. Mingea respinsă de Petru Vichy. Nistor o fentă, se liberează pe dreptul, trage, dar balonul este blocat, recuperarea lui Mei Malangu. Corbu regătește centrarea, Palić respinge Usman Viera, a rămas întins pe gazon, Viera! Oh, ce ocazie din nou pentru Dinamo. Am intrat în ultimele 10 minute. A ajuns la balon Răducan, i-au lipsit aici câțiva centimetri. A tins acolo piciorul stâng, s-a aruncat. Respinge Usman Viera, o farmecă și formidabil, mingea nu intră în poartă. Încearcă Dudea, o reluare, trage apoi Palić. Ce execuție am văzut din partea lui Mihai Popescu.
respinsă de pe linia porții de Daisuke Sato. Senzațional l-a trimis Mihai Popescu. A înghesuit în propria jumătate de câteva minute Sepsi Sfântul Gheorghe. Nistor pasă pentru viteza lui Peșiș și pleacă de lângă Dalmau. Peșiș apără Nițului de această dată. A tras cu dreptul mai devreme, a finalizat cu piciorul stâng croatul Peșiș. E în corzi Sepsi. Așa, a dat drumul la joc băieții lui Bratu. Dalmau marca o altă atitudine. Mai răi câinii. Se ciocnește de Petru Vichy. E lovitură liberă pentru Dinamo. Iată ocazia lui Peșiș. S-a uitat pentru o pasă inițial, apoi a vrut să dea mingea a colțul lung. În reluare acea foarfecă senzațională a lui Mihai Popescu. N-ai zice că e fundaș central. Deci am mai văzut fundaș central care au dat goluri antologice, inclusiv din foarfecă. Și mă refer aici la, în primul rând, la Mexes, fostul internațional francez. Malangu. E și Chiricheș a înscris din foarfecă atunci când juca pentru FCSB. Nistor, Malangu din prima, Sergiu Hanca trage Palici, dar mingea este respinsă, Daisuke Sato, Tandia pentru Filipe de Oliveira. Mihai Popescu are două goluri în acest sezon. Fundașul care a evoluat și la Voluntarii în acest campionat sub formă de împrumut. Tandia mai ajunge mingea la Dalmau pentru că a intervenit Tolteanu. Va fi din nou schimbare în tower-a lui Dinamo. Este de pe teren Palici. Florin Vasile, numărul 35. Minge prinsă de Muțiu. A canșomat în repriza secundă golkeeperul lui Dinamo. Acest Cristian Florin Vasile are 19 ani. Respins Guzman Viera. O degajare Dalmau. Alex Gorin. N-a fost fault. Nici nu a cerut lovitură liberă jucătorul iberic. Peșiș. Ce ocazie a avut numărul Dinamo Vist după pauză. Vasile, Peșiș cu fața, trage, dar n-a reușit să se coordoneze mișcări în momentul șutului. Pe Vasile
L-am putut vedea în partida câștigată de Dinamo cu Voluntari pe acest teren, 2-0. A prins ultimele 20 de minute. Respinge Dudea. Malangu. Vasile și acum sudafricanul Malangu pentru Pešić. Pasă pe poziție viitoare. Danistor. Centrează în fața careului unde a apăruse Mei Malangu. Iată un contraatac în trei oameni al lui Sepsi, dar Vereș se duce în lateral. Totuși ține de minge, centrează. Bunul a ricoșat la Tandia. Vereș, un singur tricou verde în careu. Este vorba de Filipe de Oliveira. Are posesia, are atacul. Dinamo, echipă lungă acum. Sepsi. Par obosiți băieții lui Neagoe. A intrat și Dima, un fost jucător al lui Dinamo. Centrarea lui Nistor, preia Sergiu Hanca, încearcă să controleze, ține bine de acea minge, Hanca, Malangu, pe lângă. Mingea se duce mult, mult pe lângă poarta lui Nițului. Schimbat așadar, Sebastian Ghinga, intră în locul său tânărul Cristian Dima. Deci am înțeles, Florin Bratul ar fi vrut la echipă pe Dima, dar atunci când l-am împrumutat Dinamo, a acceptat și o clauză conform căreia Sepsi poate transfera definitiv pentru doar 50.000 de euro, iar cei de la Sfântul Gheorghe au fost mulțumiți de prestațiile lui Dima. Al doilea cartonaș galben pentru Vereș, eliminat tânărul fotbalist al lui Sepsi, care intrase pe teren în repriza a doua. Da, niciun comentariu, niciun protest din partea lui Vereș. Iată o lovitură cu cotul pe care o aplică lui Mihai Popescu. Aici duce cotul în spate. Da, e fault, e de galben. Acum am văzut și fotbaliști cu mult, mult mai multă experiență, care au făcut asemenea gesturi. Minutul 90, să vedem cât de mult va conta această eliminare. No, economia finală a partidei. Olteanu. Nistor. Îl mai găsește apoi cu acea pasă Dan Nistor pe Vlad Olteanu. Pešić a încercat o centrare cu exteriorul. Veți avea analize și reacții imediat la Digisport Special, acolo unde vă așteaptă Dan Filoti, alături de invitații săi. Toate fazele importante, fazele din repriza a doua, practic, sunt pe site-ul nostru, pe digisport.ro. Câteva șanse foarte, foarte mari, ratate de Dinamo. Acțiune personală lui Filipe de Oliveira. Am intrat în prelungirile acestei întâlniri. Face și ultima schimbare. Florin Bratul bagă pe Longer, da, așa cum anticipam. A introdus jucătorii foarte tineri pe care îi avea pe bancă tehnicianul Dinamo Vist. Un lucru firesc la ultimul meci din acest sezon. Longer a jucat în finala pe României, câștigată de Dinamo cu FCSB pe Arena Națională la sub 19 ani. Un meci decis la loviturile de departajare.
la 1 și 10 la 9 pentru Dinamo, după loviturile de la 11 metri. Și Vasile a evoluat în acel meci, bate Hanca la colțul scurt, Petru Vichy a respins, mingea se toarce în careul lui Sepsi, Filipe de Oliveira pentru Tandia. Multe sprinturi a făcut Tandia astăzi. Au fost arătate 3 minute adiționale, balon pe care le respinge Guzman Viera. Franța conduce Italia cu 2-0. Meciul amical care poate fi urmărit pe Digisport 2. Titi și Griezmann au scris. Spuneam, un Titi a fost coleg de la juniori în Franța cu Tandia. Pasă în marginea careului. Vasile se luptă, dar totuși pierde mingea. În aceste momente, galeria scandează numele lui Florin Bratu. Oamenii apreciază munca pe care a depus-o Bratu de când a preluat echipa. Ultimele 30 de secunde ale acestei partide, ale acestui sezon pentru Dinamo și pentru Sepsi. A ieșit Sergiu Hanca și a intrat, cum spuneam, Longher. Să vedem dacă va atinge mingea acest fotbalist care poartă numărul 32. Centrarea lui Pesic pentru Răducan, minge în brațele lui Nițului și cam asta a fost. Dinamo va termina sezonul pe prima poziție, se știe acest lucru, cu 54 de puncte, timp ce Sepsi va acumula 34 de puncte după acest egal și va termina pe locul al treilea. S-a luptat până în etapa trecută cu FC Botoșan pentru poziția secundă în play-out. Sepsi Sfântul Gheorghe, se aude ultimul fluier, 0-0. Iată-l și pe Gabi Torje, a privit meciul din gura tunelului. A zâmbește Florin Bratu. Dinamo face o remiză acasă la ultima partidă pe teren propriu cu Sepsi, un meci fără goluri care va fi imediat analizat la discurs special de Dan Filotti și de invitații săi. Eu sunt Andrei Tibilichi, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele DigiSport.
Fotbal mai bun, s-a mărit viteza. Cam acesta e potențialul celor două echipe. Dinamo a jucat mai bine și poate și merita să câștige, dar cel puțin ne-au lăsat o impresie plăcută la sfârșit. E de apreciat încă o dată organizarea echipei Sepsi și probabil că anul viitor vor dori mai mult. Mergem să-l ascultăm pe Usman Viera. Cum a fost meciul? A fost meciul. Știam că Dinamo echipa foarte bun, a jucat-o valoros. Au demonstrat în play-out că echipa mea este joacă în play-off și e bine că am scos un punct aici pentru că am întâlnit echipa foarte, foarte bun organizată, un antrenor bun. Sunteți singura echipă care ia 4 puncte din 6 lui Dinamo în acest play-out. Da, am tras puțin pentru că știa de la început că Dinamo e echipa bun și mijlocaș foarte, foarte bun și eu un antrenor acum tineri, dar foarte bun și noi am pregătit bine meci și bine că am ieșit cu 4 puncte. Cum a fost acest play-out pentru Sepsi? A fost foarte greu, dar am lucrat foarte bine și bine că am terminat pe locul 3 și mă bucur pentru echipa, pentru oraș, pentru club. Sunteți mulțumiți? Da, foarte mulțumit, pentru că la început a fost greu, am adus o pace pe jucător nou, nu era ușor, am lucrat foarte greu și bine că a ieșit bine. Ce urmează pentru tine, ce urmează pentru Sepsi? Ah, pentru mine o vacanță și trebuie să-mi relaxez și după mai vedem, nu știu. Poate, nu știu. Trebuie să-mi relaxez și mai vedem după. Mersi, mersi. L-am ascultat pe Usman Viera. Până la urmă și performanța lui și performanța echipei sale notabilă, nu mă refer neapărat la acest 0-0 smuls în Ștefan cel Mare. Dar el un fotbalist foarte bun. Da, n-am lucrat la Pandurie, am auzit lucruri foarte bun, cu calități de lider. Foarte bun fotbalist și simpatic. Ai văzut ce bine stăpânește limba română. Nu, eu apreciez pe toți cei fotbaliști străini care vin în România și vorbim și el și foarte expresiv. Mi s-a părut decebal. Da. Simpatic, acum nu știu câți ani are. Asta căutai, nu? Ce contează? Da. De la Biodun, știi cum e? De la Biodun. Eram foarte curios. Se contrazic site-ul de specialitate? Sergiu Hanca este. Sergiu, da, foarte bun. Nu, dar Sergiu Hanca a pregătit la flash interview alături de copilașul său. Ce simpatic. Nu am reușit să terminăm acest sezon cu o victorie. Prima repriză cred că a fost mai bun decât noi, dar în a doua am luat inițiativa, am încercat să înscriem, am avut multe ocazii, dar nu intra mingea în poartă și din păcate am făcut doar o remiză. Păcat că nu am terminat acest sezon cu o victorie, pentru că ne doream foarte mult, dar e bine că nu am pierdut măcar pe acest sfârșit de sezon și acum urmează vacanță și după aceea o luăm de la zero. Până la urmă, Sepsi va lua 4 puncte din 6. E singura echipă care se poate mândri cu această performanță în play-out ăsta. Da, bravo lor, felicitări. Astăzi nu veni chitit să nu pierdă.
Acesta este fotbalul, trebuie pe viitor să învățăm din toate meciurile pe care le-am avut și cele pe care le-am pierdut și, cele pe care le-am câștigat. Și sper sezonul viitor să începem cu dreptul, să ținem tot așa, să avem constanță în jocuri cum am avut în acest play-out și să intrăm în play-off. Ce urmează pentru tine, Sergiu? Pentru mine urmează vacanță și pe 14 am prezent la reuniune. Ceva oferte din străinătate, ceva semnale? Nu știu nimic. Dacă vor veni, cu siguranță voi vorbi cu conducerea. Iar dacă oferta este bună pentru ei prima oară și după aceea pentru mine, probabil voi pleca. Dar eu mai am contract aici, gândul meu este doar să mă relaxez în această vacanță și să mă întorc mai puternic și să mă ajut echipa să intre în play-off. Ai venit cu un suport special? Da, îmi doream foarte mult să îl aduc pe stadion. E primul lui meci și vreau să simt de mic spiritul dinamovist. Deci va fi dinamovist pur și simplu. Cu siguranță. Da, chiar dacă nu va fi fotbalist, poate nu știu ce îți rezervă viața, dar cu siguranță va fi suporter dinamovist. Mersi frumos și am revenit. Am avut emoții că nu se uita de la cel mic. Da, da, bine. Mi-aduc aminte, așa l-am dus să-i fac pașaport celui mic, că jucam în Cipru și ne chinuiam să deschidem ochii să-i facă poze, cam așa arăta ce mic. Da, foarte mic, vorba lui Ian, ești cel mai mic fotbalist, fotbalist pe care l-am văzut. Da, asta spune. Mi-a fi că Paul, că să-i dăm și cel cuvinte. N-am mai văzut copii, n-am de mic la interviu. Oricum se remarcă că a fost foarte frumos, da, foarte drăguț, până la urmă, imagine frumoasă. Da. Mergem să-l ascultăm și pe portal cel de la Sepsi, pe Nicoliții. Bună seara, 4 puncte luate din 6 lui Dinamo. Ați jucat mai motivați în meciul ăsta contra dinamoviștilor? Bună seara. Normal că jucăm mai motivați, Dinamo este o echipă mare și cred că toată lumea dorește să câștige împotriva celor de la Dinamo. Cum a fost acest play-out? A fost destul de greu, dar ne bucurăm că am reușit să terminăm pe locul 3 și că am ieșit cu fruntea sus din acest play-out. Ce urmează pentru Sepsi? În primul rând urmează o vacanță bine meritată și apoi vom vedea. Spune-mi cum a fost meciul de astăzi? Au fost câteva ocazii la poarta ta? Ai reușit să te opui golului? Da, mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa să nu luăm gol și în primul rând să nu pierdem. Și cum am spus, ne bucurăm că am reușit să luăm un punct de la Dinamo. Am revenit, am ascultat și pe Niculiții, noi tot despre copilul lui Hanca vorbeam. Cred că foarte simpatic. Foarte simpatic. Și tu mergem ușor să-l ascultăm și pe Dan Nistor. A fost faultat, trebuia să fie dat un penalty, să vedem ce spune și el despre acea fază. Bună seara, Dan. 0-0, se chide play-out-ul. Cum a fost? Bună seara. Cred că prima repriză a fost controlată de cei de la Sepsi. Cred că prima repriză am fost plecați în vacanță. Iar a doua repriză, zic așa, am venit din vacanță. Cred eu că meritam victoria. Am avut foarte multe ocazii în repriza a doua. Dar, din păcate, nu am băgat mingea în poartă și, practic, este singurul egal pentru noi din acest play-out. Ne pare rău că nu am putut să închem sezonul acesta dezamăgitor, din punctul meu de vedere, cu o victorie. Ce a fost la tine acolo în minutul 65? A fost penalti clar. Doar atât pot să zic, mai multe nu pot să zic. Spune-mi, meciurile mai speciale cu Sepsi v-au luat 4 puncte din 6 în acest play-out. Da, meciul din tur era o situație foarte specială pentru ei. Practic, jucau cartea retrogradării. Au fost mai motivați în tur și azi au venit foarte motivați, chiar au avut o mică galerie inimoasă, zic eu. Îi felicit pe această cale. Dar cred că azi meritam victoria. Ce urmează pentru tine, Dan? Pentru mine urmează o vacanță, bineînțeles, iar apoi sper să mă întorc cu forțe proaspete și cu siguranță ne vom gândi la lucruri mărețe aici, pentru că pentru mine în acest an a fost o dezamăgire. Florin Bratu, am înțeles că te apreciază foarte mult, deși a auzit multe lucruri negative atunci când a venit la echipă. Da, nu știu la cine au fost aceste lucruri negative, nu înțeleg. Nu sunt niciun timp așa foarte înalt sau foarte voluntos ca să sar la bătaie, să fac chestii de genul ăsta. Nu înțeleg aceste răutăți. Dar peste tot sunt gurele și trebuie să le păstrez, zic așa, să le păstrăm ca atare. Te gândești să dai curs vreunei oferte din străinătate dacă va apărea? Nu, eu mai am 2 ani de contract cu Dinamo. Sper să-mi duc contractul la bun sfârșit. Sper ca Dinamo să nu
să răzgândească din nou și să nu renunțe din nou la mine și voi vedea ce voi face. Da, pe fundal se auzea și Hanca Junior, l-am ascultat pe Dan Nistor și el vorbind despre acea fază, e clar, trebuia dat penalti, bănesc că nimeni n-are vreo altă... Nu, chiar nu am altă părere, Dan Nistor se întoarce cu foarte proaspete. Merge să ascultă pe fără problema mai bine. E rucărea de-al meu, se duce toată vara o brăză de... Locul nou, că aveau nevoie de un punct, locul nou care nu sperau, cred eu, asta iarnă. Dinamo ar trebui să facă orice să-l țină pe Penedo. Eu cred că va fi greu de ținut. Penedo este portarul echipei naționale, se participa la campionatul mondial, unde sunt cei mai buni jucători din lume. Greu de ținut, în condițiile actuale financiare care și am citit în presă și ce vorbiți și voi. Greu de ținut. Dar zicea Danciu că o să anunțe o surpriză mâine, că rămâne aici. Se pare că ar fi Penedo. Dacă ar fi după Danciu, sunt convins că Danciu ar păstra și ar aduce și de acasă, dacă decide Danciu, dar... Aici politica clubului a fost făcută publică, la anul se pare că trebuie să se încadreze într-un buget de salarii care va fi destul de greu să se descurce, părerea mea, pentru o echipă care să fie în play-off, dar cred că Penedo trebuia făcut orice sau măcar făcut financiar. Eu știu să mai afui contract încă un an, încă doi ani ca să poți să iei ceva pe el, dar să pierzi așa un jucător participant la o asemenea competiție, să nu iei niciun ban... Nu prea e în regulă. Păi și cum vezi Dinamo sezonul viitor, dacă așa stau? Depinde de ei și depinde și de cealaltă echipă, pentru că din câte se vede, sunt două, trei echipe care nu au probleme. În rest, toate echipele sunt cu probleme. Financiare, depinde acum. Nu este o competiție foarte valoroasă. Totuși, vedem echipe cum au fost și în play-off, echipe care au vrut să ajungă acolo și în rest au tratat totul ca pe un bonus. Nu i-a interesat performanța. Iașul, în timpul adică. Nu numai Iașul, nu numai Iașul. Eu cred că și Astra merita mai mult, cred că puteau să fie mai sus. Sunt și alții. Poți tău colegi, Dan Petrescu, a face o alegere bună să plece acum de la CFR sau bine pe el? El știe cel mai bine. O să mă întâlnesc cu el la Cluj acum. Ne întâlnim, la Cluj și... Am vorbit cu el, vorbesc cu el tot timpul. El știe ce mai bine ce are de făcut, ceea ce a reușit acolo. Play-out-ul cu o victorie așa cum îți doreai, 4 puncte din 6 luate de Sepsi în acest play-out, care ar fi concluziile? Da, din punctul meu de vedere am terminat acest play-out cu capul sus. Mă bucur că de când am fost adus am reușit să promovez foarte mulți tineri, să îmbin maturitatea cu tinerețea. Am avut totul la dispoziție și acest lucru m-a făcut să am rezultate. Să am rezultate cu această echipă pe care o îndrăgesc, au arătat un potențial fantastic, au arătat calitate. Am fost echipa care a înscris cele mai multe goluri, da? Avem 29 de goluri înscrise în 14 meciuri, o rată foarte bună. Avem 11 victorii, un egal și două înfrângeri. Țin să le mulțumesc și în special conducerii, pentru că au avut încredere în mine, m-au lăsat să-mi fac treaba și cu siguranță pregătim deja sezonul viitor, unul în care să avem multă încredere și să începem foarte bine, așa cu potențialul, capacitatea, banii pe care îi avem la dispoziție. Să ne așteptăm la mai multe debuturi în sezonul următor? Noi vom încerca să jucăm, vom încerca să creăm o echipă competitivă. Nu va fi ușor, dar suntem ambițioși, am format un grup ambițios aici la Dinamo și alături de mine sper să-i port cât mai sus, pentru că avem personal niște obiective pe care trebuie să le îndeplinim. Am înțeles că ați rezolvat deja primul transfer. Ne poți spune despre cine e vorba? Că, da, că semnează mâine. De fapt, continuă. Despre Penedo e vorba. Va continua cu Dinamo. Da, nu știu, am avut meci, nu știu dacă am mai vorbit cu cei din conducere, sunt surprins acum să aud, dar dacă este așa, sunt foarte fericit, pentru că am insistat foarte mult ca Penedo să rămână, un jucător care ne-a făcut cinste în cei 2 ani petrecuți la Dinamo și dacă se va întâmpla mâine acest lucru, suntem foarte bucuroși, pentru că este un portar care ne dă siguranță. Spune-mi despre faza din minutul 66 la Nistor.
Da, eu din poziția în care am fost, am văzut penalti, însă trebuie să văd relorile acolo în febra jocului. Normal îmi doresc să câștig și m-am gândit că a fost penalti, însă nu pot spune până nu, cu siguranță, până nu voi vedea faza. A fost un meci cu puține faze de poartă. Oboseala și-a spus cuvântul sau lipsa mizei? Probabil că și lipsa mizei, normal că este și oboseală, am avut mai multe meciuri, dacă nu mă înșel, au fost 45 de meciuri în total, în toate competițiile pentru Dinamo cu acesta, nu este ușor, însă v-am spus, sunt bucuros că am terminat acest play-out, o echipă bună cu Sepsi, nu am pierdut, zic eu că repriza a doua a funcționat lucrurile mai bine, ne-am creat ocazii, până la urmă un rezultat echitabil, dar mă bucur că, iată, terminăm cu capul sus acest play-out. Tu personal, ca antrenor, te afli la debut în prima ligă. Cu ce experiență rămâi după acest play-out? Ce învățăminte tragi pentru noul sezon? În primul rând, sunt bucuros că m-am făcut înțeles de către jucători. Sunt bucuros că ceea ce lucrez la antrenamente pun în practică. Sunt bucuros că vedem un Dinamo ofensiv. Sunt bucuros că vedem un Dinamo dinamic, agresiv. Lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim în sezonul viitor și să arătăm, într-adevăr, haita, așa cum le spun eu. Atunci când vine cineva în Ștefan cel Mare, să ne ia în serios și să ne respecte. L-am ascultat pe Florin Bratu. Sigur că subiectul Penedo este unul cât se poate de interesant și important pentru Dinamo Vișt. Toate informațiile duc spre același lucru, că mâine Penedo va semna înainte să plece spre campionatul mondial. Singurul fotbalist din Liga 1, trebuie sublinia și asta, care va participa la campionatul mondial din Rusia, va semna prelungirea legii, ceea ce reprezintă o lovitură și de imagine, dar până la urmă Penedo e un portar foarte bun în Liga 1. Da, e un portar foarte bun. De regulă nu se îngrămădește lumea să plângească contractele jucătorilor la această vârstă, cât are 39. 36, dar sunt, 6, știu, 36, sunt și situații de excepție și avem exemple celebre în fotbalul mare, iată că Buffon... Nu e Viera, vorbesc serios acum, adică uitați-vă la Buffon, la Casillas, adică experiența lor contează foarte mult și dacă tot glumeam legat de buletin, contează mai puțin, mai ales în poziția asta de portar. Atât timp cât poți fizic, e de mare ajutor, pentru că vede tot jocul, este un al doilea antrenor, portarul cu experiență. Și dacă îl și vezi zi de zi și realizezi că poate să țină ritmul de punct de vedere fizic, eu cred că e un câștig pentru noi, mai ales că posibilitățile lor financiare sunt limitate. Se poate declara bucuros dacă l-au convins. E opinia mea. Bărăs că-ți place și ție, Amelie. Da, este un portar care a dat siguranță, nu a făcut gafe foarte multe de când a fost adus în România. Cred că este foarte bine integrat și în grup și, sincer, cred că Florin a înțeles foarte clar rolul lui care este în grup și îl va ține cu siguranță dacă și Penedo își va dori. Ne raportăm la banii care are Dinamo. Bineînțeles că poți avea și alte opțiuni pe piața transferului, dar în condițiile în care bugetul se va reduce, eu zic că e un lucru foarte bun, că uște. Da, e de văzut ce va face și în continuare Florin Bratu, ce argumente va avea să-și convingă șefii, să-i convingă pe oamenii cu bani, să investească astfel încât, nu știu, echipa să se exprime pe măsura ambițiilor pe care el declară că le are. Prim argument sunt aceste rezultate pe care le-a avut în această perioadă. Da. E că la tenis. El a servit și a servit bine. Acum vedem. Da, dar nu depinde numai de el, pentru că spuneam și înainte de emisiune, sigur că acest 0-0 nu e un rezultat care să-i facă neapărat cinstele lui Dinamo, dar având în vedere că final de campionat. Și dacă băteau cu 1-0 și jucau șters până la sfârșitul jocului, nu cred că era în regulă. Mai degrabă, cred că... Faptul că au revenit. Da, și au jucat chiar foarte bine pe final, doar ghinion a făcut să nu marcheze. Da, sunt datori investitorii. Știu că vrei să schimbăm subiectul ăsta și schimbăm la un moment dat, dar mai știu și tot, pe... Se tot infirmă pe toate căile povestea cu... Păi nu, o să-l rog pe Iani să arbitreze duelul ăsta, pentru că Narcis a zis ceva, tu ai zis bine, da, numesc. Nu, eu știu că e în cărți și pițurcă, nu e nimic cert în momentul ăsta. Înțeleg că Petrescu și-a reziliat contractul luni,
și că ar cere clauza. Sunt o grămadă de oamenii de acolo îmi spun că nu ia de nimic adevărat. Și Narcis are informații pe această temă și... Păi a deschis el pițurcă, da. Dezvăluirile de... și atunci am zis că... deschis cutia Pandorii. A deschis, da. Da, am și eu ceva de zis, Dan, legat de treaba asta. În primul rând aș vrea să-ți spun în premieră că cel care a condus toată strategia asta a CFR-ului e un tip care nu a fost făcut public iubitorii fotbalului. Adică n-a condus iubitorul fotbal, adică n-a condus nici domnul Mureșan, deși a avut merite, bineînțeles, nici Bogdan Mara, nici măcar... A fix a apărut Eugen Agoie, să prelungim un pic suspansul imediat după ce... E că l-am devenit pe timpul. Da, după... Acum, ai mai zis tu, există Partidul Poporului, acum, deja e prea mult. Haideți să-l ascultăm pe Eugen Agoie și ne întoarcem cu dezvăluirea lui Narcis Rădăcan. Da, sunt bucuros că am reușit acest lucru. Probabil suntem singura echipă pe care Dinamo nu a reușit să învingă în acest play-out. Cred că am avut un parcurs foarte, foarte bun. În decembrie am spus unele lucruri, veți vedea cu tot o altă echipă. S-a văzut acest lucru. Am pierdut doar două jocuri în play-out. Din păcate acasă, în fața suporterilor noștri, dar sunt foarte bucuros pentru că în deplasare 7 jocuri nu am pierdut niciodată și sincer acești băieți merită felicitări și tot respectul din partea tuturor, pentru că din partea mea au tot respectul și ei știu acest lucru. Au făcut un play-out extraordinar. Cred că suntem surpriza plăcută acestui play-out. Având în vedere rezultatele, rămâneți la Sepsi? Este o întrebare destul de grea. Zilele următoare o să am o discuție cu patronul, conducerea clubului și vom stabili împreună următorii pași. În seara asta ați lăsat mai mulți jucători importanți pe bancă sau în vacanță și iată că ați scos un punct muncit. Cum vedeți viitorul dacă veți continua la Sepsi? Da, dar nu am lăsat niciun jucător acasă. Fiulop a fost suspendat. Opșivaț este accidentat de o perioadă mai lungă. Au fost jucătorii pe care i-am avut la dispoziție. Am încercat să aliniem cel mai bun 11. Cred că am făcut o primă repriză foarte bună. Foarte bună. Din păcate, repriza a doua am avut câteva momente mai puțin reușite. Puteam să primim gol la 2-3 situații pe care le-a avut Dinamo. Dar, așa cum am spus, băieții merită felicitări pentru că au reușit și la ultimul joc contra cele mai bune echipe din play-out să se concentreze, să aibă o atitudine corectă, în primul rând pentru fotbal. Și sunt foarte bucuros că i-am avut alături de mine. Așa cum am spus, îi merită felicitări pentru tot ce au făcut, pentru club, pentru ei, în primul rând, și nu în ultimul rând pentru mine. Ați crezut că veți termina pe un loc de podium în play-out, ținând cont rezultatele din clasamentul regulat, din sezonul regulat? Dar în ianuarie, când am construit această echipă, pentru că, după câte știți, am adus 13 jucători noi, eram sigur, și asta fără falsă modestie, chiar eram convins că vom reuși și vom rămâne în prima ligă. Eu am avut, după primele jocuri, când a început play-out-ul, am avut o discuție cu băieții în cabină și am spus că obiectivul nostru trebuie să fie locul 2, pentru că avem valoare. Știam pe ce mă bazez când le spuneam aceste lucruri, chiar dacă Botoșaniu și Dinamo cu 10 puncte în fața noastră în play-out, știți că la un moment dat eram chiar pe locul 2. Încă o dată felicitări tuturor și le doresc vacanță plăcută. Cu ce rămâneți din acest play-out? Care ar fi cel mai important lucru, nu știu, cel mai important lucru cu care rămâneți după acest play-out? Ce vă rămâne în minte? Jocurile frumoase pe care le-am făcut, eram echipa care puteau să câștige și s-a întâmplat în ultimele minute. Au fost și 3 partide când am fost egalați în ultimele secunde. Asta e frumusețea fotbalului. Dar acești băieți au crezut totdeauna la fiecare joc că putem mai mult, putem să câștigăm împotriva oricărei echipe și am reușit acest lucru. Și cum v-am spus, mi-aș fi dorit
să avem același parcurs pe care l-am avut anul trecut cu cei de la Poliaș, să terminăm play-out-ul neînvinși. Din păcate am pierdut două jocuri pe care cred eu, după aspectul lor, așa cum s-au derulat, nu trebuia să le pierdem nici pe acela. Dacă veți continua cu Sepsi, veți ridica ștacheta, veți cere conducerii să aducă jucători mai valoroși, vă veți propune un obiectiv mai înalt? Cu siguranță, totdeauna mi-am dorit și oamenii de la Sfântul Gheorghe își doresc mai mult. Vom încerca, dar în acest moment nu pot să vă spun ce va fi anul următor, obiective și așa mai departe. Știți că nu-mi place să vorbesc foarte mult. Nu sunt o prezență constantă în media, niciodată nu am vrut să ies cu declarații, mă rog, știți dumneavoastră foarte bine la ce mă refer. Am încercat să-mi văd de treabă, să muncim cu seriozitate și am reușit. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Vă doresc. L-am auzit și pe el vorbind despre acest joc, dar și despre parcursul foarte bun în echipe și trebuie remarcat faptul că foarte bun, într-adevăr. Eugen Neagoe a salvat o echipă care la un moment dat părea condamnată la retrogradare. Eu după meciul cu FCSB am zis că n-au cum să mai retrogradeze. Atât de bine era organizația, a schimbat foarte mult lotul și alergau bine. Echipa asta nu avea voie să retrogradeze. Am zis că e o stabilitate financiară, are toate chiar ce trebuie. Chiar și acum, în ultimul meci, fără miză, am remarcat un grup de, nu știu câți erau, 40-50, nu mai contează, de oameni care au mers constant după această echipă. Conducerea lor chiar a schimbat la timp. Da. M-au schimbat la timp, aveau nevoie de... Au schimbat și inspirat, da, au schimbat multe echipe, dar n-au reușit toate să fie inspirate. Zina, ce care era... Despre ce vorbim? Despre Nistor? Despre ce vorbim? Despre Hanca, Nistor și despre Hanca. Da. Asta spuneam. Vorbeai despre omul care a condus, exact, care a condus. Este un tip, eu l-am cunoscut de la Meme, un foarte bun prieten cu Meme, un tip care a stat foarte mult aproape de noi la Urziceni, atunci când am avut acea performanță extraordinară. De altfel, acum... Am învățat de la voi, vrei să spun. Nu am învățat de la noi. A stat în anturajul echipei și a intrat așa în atmosfera managementului de fotbal. Mai degrabă de la Meme, ți-am zis că el e prieten foarte bun cu Meme. Nu știu dacă mai sunt acum prieteni, că s-au duelat. Dar... Putem să spunem noi, că nu mai sunt în relațiile... Da, dar e un tip foarte corect și, efectiv, toate deciziile importante în anul acesta la club, de la aducerea jucătorilor, de la strategia de comunicare, inclusiv tricolorul pe tricou, au fost deciziile sale. De altfel, ați văzut și o schimbare în ceea ce vește managementul, au luat jucători tineri români, au investit. Asta nu înseamnă că nu și-au suportul și domnul Mureșan, deci, și Mara. Despre cine vorbim? E vorba de Marian Copilu, îl cheamă. Sigur că nu spune nimic numele lui, dar vă spun sincer că s-a dovedit a fi foarte, foarte eficient și dacă mă trebuie că acum, când am fost la decenarea titlului, am avut ocazia să-l cunosc. Dacă CFR a câștigat campionatul, în mare măsură îi se datorează, sincer, pentru că fac această meserie și pot aprecia un conducător. Deci este foarte bun. Este omul care crezi că va decide în proporție de 100% numele antrenorului? Da, 100% va decide. Acum realizat și cum a ajuns Petrescu și Arlauskis acolo și Bogdan Mara, pentru că a rămas de pe timpul Urzicenului. S-a vorbit și despre tine, că ai fi putut ajunge sau că ai putea să ajungi. Eu nu cred că e nevoie. Nu cred că e nevoie să vină altcineva, pentru că efectiv a dovedit anul acesta că știe să-și facă treaba. Poate a fost un avantaj faptul că a stat un pic mai în spate și nu a fost în lumina reflectoarelor, dar s-a comportat ca un conducător veritabil. Sigur că e la început, dar e pasionat de fotbal, mai degrabă. Business-urile sale sunt în alt domeniu. Așa este. Nu e un secret că l-am cunoscut. Iar ceea ce vește antrenorul, eu vă spun sincer că până nu reziliază Dan Petrescu, pentru că el nu a semnat încă rezilierea, nu poate fi niciun antrenor deja numit antrenorul echipei. Este o listă scurtă, printre care, așa cum zice Decebal, Victor Pițurcă, care e un antrenor excepțional, Edi și poate chiar și Șumudică, Mandorlini, sunt mai multe nume. După opinia mea, cred că cele mai șanse le are Edi să ajungă acolo. Dar știi foarte bine că Edi Ordănescu, la un moment dat, pe finalul săptămânii trecute, a dat înapoi. Adică a dat înapoi. Probabil că sunt
urcușuri și coborâșuri în procesul ăsta de negociere. Dar, din ce știu eu, el este în pole position. Acum se poate întâmpla orice și este foarte importantă decizia numirii antrenorului, pentru că ceea ce a făcut Dan Petrescu anul acesta nu este ușor de egalat, mai ales că intervine și participarea în cupele europene. Ei au cheltuit niște bani și trebuie să aibă și un răspuns din vedere financiar din competițiile europene. Dar dacă tot vorbim...